Salut, prieteni! Femeia a început să se filmeze în fiecare noapte din cauza problemelor care le avea când dormea. Aceasta simțea că cineva o pândește din întuneric. În timp ce femeia dormea liniștită, o apariție se face văzută la marginea patului ei. Entitatea sare într-o dată pe ea, apoi dispare în întuneric. Lucrul acesta l-a făcut de foarte multe ori în timpul nopții. Se pare că nici sub pătură nu mai suntem în siguranță de spiritele care sălășluiesc. Un bărbat, când a revizuit înregistrările de la camera de securitate, a rămas șocat. În miez de noapte, un bărbat dezbrăcat și-a făcut apariția pe proprietatea lui. Acesta pândea la fereastră, căutând să intre în locuință. La un moment dat, acesta fuge după ce o vede pe soția bărbatului. Lucrul cel mai ciudat, pe lângă faptul că era dezbrăcat, fața lui este oarecum ciudată, menționând că el mai merge și în patru labe. Cu toții știm că Skinwalker poate să ia orice înfățișare, păcălind oamenii și animalele, făcându-le victimele lor. Cu toții știm că animalele sunt sensibile când vine vorba de anumite fenomene, fie că sunt naturale sau paranormale. De-a lungul timpului, oamenii au făcut cercetări că animalele pot simți și vedea entitățile. La fel s-a întâmplat și în cazul acesta. Bărbatul se afla acasă, doar cu câinele lui, când într-o dată animalul de companie a început să se comporte ciudat. Era foarte agitat. Mărâia și lătra la un loc specific din casă. Bărbatul inițial a crezut că vrea să iasă afară să-și facă nevoile. Acesta deschide ușa, însă câinele refuză să plece. Câinele lătra la o entitate nevăzută ochiului uman. What do you see? You see something right there? Right there by the bathroom? Tatăl bărbatului a fost arheolog și a păstrat un schelet autentic în casă. Chiar dacă mama lui a scăpat de schelet cu mult timp în urmă, orice a fost atașat a rămas în casă cu ei. Bărbatul a încercat de mai multe ori să ia câinele cu el în dormitor, însă animalul refuza. Din nefericire, animalele nu pot vorbi și este imposibil să știm ce a văzut câinele. Nu este niciun secret că în lume sunt o grămadă de oameni cu hobby-uri ciudate. Însă ce o să vă arăt, o să fie greu de explicat. În 2013 a luat viață canalul acesta de YouTube. Canalul în sine este unul ciudat. Videoclipul începe cum bărbatul mutilează efectiv manechinul în tot timpul acela, spunând că este fica lui. O să vă arăt ce spune bărbatul. I've joined a very special community on the internet, known on the deep web. Acesta decapitează manechinul și îl pune pe o jucărie de pluș. Apoi, poartă picioarele manechinului. Lucrurile acestea ne fac să ne gândim că în lume sunt mulți ciudați și că cine știe ce pot să facă. Mai ales psihopații pot recurge la lucruri inimaginabile. YouTube a început să fie un loc ciudat, plin de psihopați și clipuri tot mai bizare. Clipul acesta nu face excepție. Canalul în sine are cam 13 clipuri, unde ne arată un clov, o muzică sinistră pe fundal și un cântec, la fel de ciudat. I'm gonna set fire to your bed, then I'm gonna barricade your door. În videoclipul Sora mea bebeluș,
Clownul a întrebat în comentarii dacă știm unde este sora lui. Apoi a răspuns: se află în cuptorul cu microunde. Toate clipurile lui sunt în prealabil la fel. Nu se știe logica canalului sau ce are de gând persoana care creează clipurile. Jocul a apărut prima oară pe Dark Web, fiind jucat prima oară de un YouTuber. Un utilizator rămas în anonimat i-a dat link-ul și datele despre joc. Acesta a intrat și a început să filmeze. Jocul în sine este bizar. Trebuie să mergi pe un hol lung și întunecat. Iar pe lângă se au sunete de groază. Iar efectele vizuale se schimbă. Se vede că este destul de neplăcut să-l joci. Sunetele îți rămân în cap și după ce ai încetat să te mai joci. Existența jocului este un topic dezbătut. Acesta este ultimul joc jucat de utilizator, fiind și ultimul clip încărcat de el. Canalul, rămânând inactiv. Zvonurile spun că oricine reușește să termine jocul are privilegiul de a vorbi direct cu spiritele și demonii. Voi ce părere aveți? De unde provine jocul? Să fie de pe Dark Web? Conform legendei, dacă cineva aude strigătul unui banșe, cineva drag îi va muri. Așa că membrii echipei de investigatori se duc la locația cunoscută ca fiind a spiritului. Investigatorii se opresc în una dintre camere, punând întrebări spiritului, încercând să stârnească activitatea paranormală. După puțin timp, aceștia aud un strigăt din îndepărtare. Târziu noapte, având doar lumina nocturnă de la aparatul de filmat, aceștia surprind sfere și lucruri cum ar fi ceață. Apoi la geamul din spatele lor, un chip grotesc se poate vedea cum îi privește din întunericul de afară. Creatura. Se știe că este una periculoasă. O creatură mitologică. Nu se știe dacă investigatorilor chiar li s-a potrivit legenda și dacă le-a murit cineva drag. Clipul acesta are lungimea de 34 de secunde. Însă odată ce îl vezi, mai ales noaptea, greu o să-ți iasă din minte. Clipul în sine ilustrează mai multe clipuri random, fără vreun scop sau înțeles. Ne arată un om mascat care merge ciudat către cameră. Apoi o persoană care are fața luminată de o lanternă puternică. O cameră goală. Clipul a fost încărcat în 2011, fără nicio explicație sau documentație clară. Eu cred că singurul scop a fost să deranjeze comunitatea. Mai ales pe cea tânără. Fiind prăzușoare. Gen ca jocul Balena Albastră. Dan Bell este un YouTuber dedicat exploraților. Având dedicația asta, el a întâlnit multe pericole de-a lungul carierei lui de explorator. Din momentul ce Dan și colegul lui au intrat în clădirea aceasta, a simțit un aer greu, având un sentiment neplăcut legat de locul acela. Investigând casa, la etaj a găsit niște pături care ascundeau ceva acolo. Însă le-a fost frică să se uite. Poate era un cadavru. Iar pe un stâlp au găsit niște urme lăsate cu sânge. Într-un alt clip, Dan se afla singur într-un azil de nebuni.
În timpul vizitei lui, a întâmpinat niște lucruri care l-au speriat. Când filma împrejurarea, bateria de la echipamentul lui a explodat. După aceea, camera a surprins o umbră care se deplasa la ușă. Fiți atenți la ușă. Cineva îl pândea printr-o gaură. El nici nu a observat. Abia după ce a încărcat clipul pe YouTube, comunitatea l-a avertizat. Voi ce credeți? Era cineva viu acolo? Sau o entitate își face veacul? Imaginați-vă că vă duce să campați în pădure. Totul frumos. Însă pe înserat, un zgomot foarte puternic auziți din îndepărtare. Începe să tremurați. Vă e frică. Nu știți ce să faceți. La fel a pățit și persoana aceasta, în timp ce admira frumusețea naturii. Autorul este deschis la sugestii și nu vrea să creadă că este vorba de Bigfoot. O altă întâmplare similară a pățit și altă persoană la mii de kilometri distanță de locul precedent. Bărbatul a decis să lase o cameră în pădure pentru a vedea ce animale poate filma. Însă, în schimb, a înregistrat ceva de groază. Sunetul la început are rezonanță umană, schimbându-se în ceva demonic. Comentatorii nu au ezitat să spună că este Bigfoot sau altă creatură necunoscută omului, spunând că poate este și un skinwalker sau un demon care stă acolo, chiar și o vrăjitoare. Adevărul este că noi nu știm atât de multe. Și nu am exploatat multe lucruri, nici pădurile, nici oceanul, nici continente. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, mulțumesc membrilor pentru că s-au alăturat și susțin canalul. Vă recomand și clipul acesta.